Pentru că Dumnezeu ne-a mai dat o zi în viață, ne-a mai dat har, și la acest început de an putem să stăm în prezența Lui. Putem să ne bucurăm închinându-ne, putem să ne bucurăm atunci când chemăm numele Domnului, putem să ne bucurăm atunci când auzim cuvântul Său. Și pentru toate, Domnul să fie glorificat Biserica. El merită toată slava, El merită toată închinarea, El merită toată gloria, El merită toată cinstea. Poate de multe ori noi nu prețuim acest timp, dar cu siguranță ar putea să vină un timp în viața noastră a fiecăruia, când ne-am fi dorit mult ca să fim în casa Domnului și nu putem. Și nu vom putea. Deci, haideți să prețuim acest timp. Cred că mulți dintre noi au fost în situația când au fost bolnavi și au știut că astăzi este timpul în care biserica se adună și nu au putut să vină la adunare din pricina bolii. Și după ce ajungi să treci prin astfel de situații, ajungi să prețuiești timpul acesta pe care ne-l oferă Dumnezeu. De ce să rămânem cu inimile noastre deschise către cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață și facă bunul Dumnezeu ca cuvintele care vor fi citite, cuvintele care vor fi spuse în locul acesta, să fie cuvinte de încurajare, să fie cuvinte de învățătură, să fie cuvinte, dacă este cazul, poate chiar și de mustrare. Pentru că și Cuvântul lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, este viu și lucrător. Amin. Suntem la acest început de an. Suntem în anul 2021, și deja există o tradiție formată în Bisericile Evanghelice ca la sfârșitul unui an oamenii să-și analizeze viața și să vadă lucrurile, care le-au reușit și apoi să își pună noi obiective înaintea lor pentru a trăi o viață mai bună, o viață mai aproape de Dumnezeu. Se spune că odată, într-o situație, doi slujitori a unei biserici s-au așezat și aveau o părtășie între ei. Și fiecare a început să-și mărturisească care a fost rugăciunea lui la sfârșit de an. Și unul l-a întrebat pe celălalt, tu pentru ce te-ai rugat la sfârșit de an sau pentru ce ai mulțumit? Și unul a venit și a spus, îi mulțumesc Domnului pentru că sunt sănătos. Îi mulțumesc pentru că ce am scăpat de COVID. Îi mulțumesc Domnului pentru că am reușit să-mi schimb mașina anul acesta. Mulțumesc Domnului pentru, pentru, pentru. Și celălalt a spus aproximativ aceleași lucruri. Și la un moment dat, frații stând și discutând unii cu alții, s-au uitat unul la altul și a spus, auzi, niciunul dintre noi n-a mulțumit la acest sfârșit de an pentru biruințele pe care ni le-a dat Domnul în Iisus Hristos. Niciunul dintre noi n-am venit să-i mulțumim lui Dumnezeu în acest an pentru oamenii care s-au pocăit în biserica noastră. Niciunul dintre noi în acest an n-a mulțumit pentru că Domnul ne-a împlut cu Duhul Sfânt. Niciunul dintre noi n-a mulțumit la acest sfârșit de an pentru că Domnul ne-a vorbit prin cuvântul Său. Ne-am obișnuit cu aceste lucruri și credem că și ele așa trebuie să și fie. Dar mulțumirea noastră vorbește despre ceea ce este legată inima noastră. Vedeți, aceasta este o istorie imaginară, dar ea vorbește despre un adevăr, că noi mulțumim pentru lucrurile de care sunt legate inimile noastre. Puteți să spuneți amin la aceasta? Noi mulțumim pentru lucrurile materiale și vreau să vă spun că și lucrul acesta este frumos și trebuie să mulțumim pentru lucrurile materiale. Vă duceți aminte că atunci când poporul Israel a început ca să cucerească țara Canaan, înainte de a intra în țara Canaan, Dumnezeu le-a spus veți avea o mare binecuvântare în această țară. În țara aceasta Curge lapte și miere și atunci când vei mânca de în roadele uh, acestei țări, să nu uiți să-i mulțumești cui? Lui Dumnezeu. Și este frumos ca să mulțumim pentru lucrurile acestea. Dar, frați și surori, să nu uităm că Dumnezeu, în marea sa dragoste, nu ne binecuvântează doar cu lucrurile materiale, cu lucrurile pe care le putem căpăta prin munca noastră și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar să nu uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru marea revărsare a Harului Său peste noi, peste noi ca copiii săi, peste noi ca biserica sa. Și atunci când vorbesc despre marea revărsare a Harului Său, vorbesc de toate cele binecuvântări spirituale pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție. Slăvit să fie numele Domnului pentru aceasta. Predica pe care am intitulat-o în această dimineață sună în felul următor. Ce să fac să nu-mi pară rău la sfârșit de an? Vreau să vă pun o întrebare. Atunci când ați mulțumit lui Dumnezeu, a fost cineva dintre dumneavoastră căruia i-a părut rău că nu i-au reușit anumite lucruri în anul care a trecut? Mie mi-a părut rău. Mai este cineva căruia i-a părut rău? Mai este. Mi-a părut rău pentru că n-am reușit anumite lucruri să le îndeplinesc în anul care a trecut. Și sper ca Dumnezeu să vină și să mă ajute în anul care îmi stă în față, ca să pot să fiu un om biruitor, ca să pot să fiu un om care nu doar să vise sau nu doar să doresc anumite lucruri, ci să fiu un om care și să le aduc la îndeplinire și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi toți la aceasta. Ce trebuie să fac ca să nu-mi pare rău la sfârșit de an? Să știți că anul acesta a început, dar el va avea și un sfârșit. Și va veni acel sfârșit în care iarăși ne vom cerceta și iarăși vom vedea rez rezultatele pe care le avem. Iarăși vom vedea biruințele, iarăși vom vedea eșecurile. Și doresc ca niciunul dintre noi în anul care ne stă în față să nu aibă eșecuri, ci să aibă doar biruință. Și prin aceasta să nu fim slăviți noi, ci prin aceasta să fie slăvit Dumnezeu. Pentru că și biruința vine de la Domnul, slăvit să fie numele Lui. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este acesta, trebuie să hotărâm să ne împăcăm cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 20, spune, noi dar suntem trimiși în puterniciția lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Orice om care se naște în lumea aceasta are nevoie ca să se împace cu Dumnezeu. Ori ce om care este în biserica aceasta are nevoie ca să se împace cu Dumnezeu. Și unei dintre dumneavoastră ați putea ca să-mi reproșați și să-mi spuneți, dar eu deja m-am împăcat cu Dumnezeu cu 20 de ani în urmă, m-am întors la Dumnezeu prin pocăință. Sau cu 30 de ani în urmă m-am întors la Dumnezeu cu pocăință și pentru aceasta eu spun slavă Domnului. Dar mai există cu siguranță oameni care încă n-au avut o întâlnire personală cu Domnul Isus Hristos. Și astăzi este începutul anului când te poți împăca cu Hristos. Poate ai mers de zeci de ani la biserică, dar nu te-ai împăcat cu Hristos. Astăzi este ziua ca să te împaci cu Hristos. Că atunci când se va sfârși anul, să nu-ți pare rău că și nu te-ai împăcat cu Hristos. Stimați frați și surori, dragi prieteni, cei care ne urmăriți online, vreau să vă spun că și cu părere de rău, în lumea aceasta există oameni în viața căruia anul acesta se va sfârși mai devreme. Știți de lucrul ăsta? Dumnezeu să ne ferească de acest lucru în biserica noastră. Dar să știți că aici, astăzi, pentru unii, anul acesta se vor sfârși și vor pleca în veșnicie din lumea asta. Nu spun de biserica noastră. Pentru unii, săptămâna care stă în față va fi sfârșitul anului acesta. Pentru unii, luna care stă în față, lunile viitoare, va fi sfârșitul acestui an. Și dacă oamenii nu se împacă cu Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos, va veni un timp, un moment, când le va părea rău că și nu s-au împăcat cu Domnul Isus Hristos. Și astăzi este ziua când trebuie să hotărăsc de a mă împăca cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, vreau să vă spun un lucru, că împăcarea cu Dumnezeu se face în baza condiției pe care o are Dumnezeu și nu în baza condițiilor pe care le propunem noi. Sau în baza condițiilor noastre. Observați, vorbesc despre o condiție la singular, fiindcă Dumnezeu are doar o singură condiție de împăcare. Și împăcarea cu Dumnezeu se poate face numai prin. prin cine? Numai prin Domnul Isus Hristos. Nu prin umblatul la Biserică. Nu prin faptul că mergi în misiune, nu prin faptul că dai bani la biserică, nu prin faptul că faci unele fapte bune, nu, nu, nu. Împăcarea se face numai prin jertfa Domnului Isus Hristos. Și uitați-vă ce spune Scriptura. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Și această viață este în cine? În Fiul Său. Cine are pe fiul are viața. Cine nu are pe fiul lui Dumnezeu, nu are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Acest pasaj se află scris în 1 Epistola lui Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 11. Mântuirea se capătă în baza condiției pe care o are Dumnezeu, nu în baza condiției sau filosofiilor lumii acestea. Astăzi este o mare tendință să se spună că toate credințele sau toate religiile sunt bune, oricum ele toate duc la Dumnezeu. Vreau să vă spun că și lucrul acesta este greșit. Este singură cale prin care se poate ajunge la Dumnezeu și această cale se numește Isus, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, un alt lucru despre care vreau să vorbesc și poate puțin o să ne deranjeze, dar o altă idee pe care vreau să o formulez este aceasta, și pocăiții trebuie să se pocăiască. Mănânc bătaie după biserică. <coughs> și pocăiții trebuie să se pocăiască. Puteți să spuneți amin? Dacă nu, nu spuneți amin. Și noi cei care l-am cunoscut pe Hristos avem nevoie de pocăință. Avem nevoie de o întoarcere, de o uh, întoarcere din toată inima la Dumnezeu. În față aveți un text care se află scris la Efeseni, capitolul 4, versetele 17 la 32. Uh, nu l-am uh, pus în. Uh, prezentare, dar vreau să-l citesc împreună cu dumneavoastră. Dacă aveți scripturile uh, și folosiți traducerea Cornelescu, acest pasaj din scriptură se află la, la pagina 1148. Dacă nu puteți să deschideți gadgetele dumneavoastră, de asemenea, cred că aveți acolo Biblia, deschideți Biblia și urmăriți împreună cu mine. Și după ce vom da citire acestui pasaj, o să am o întrebare la care doresc ca să răspundeți dumneavoastră și anume, cui se adresează aceste cuvinte din acest pasaj din Sfânta Scriptură? Iată, dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, sunt cuvintele Apostolului Pavel adresate către Biserica din Efes să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșărtăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împetririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dat la deșertăciune și să vrșesc cu locomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat, și dacă potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minței voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprehănire și sfințenie pe care le dă adevărul. De ce? Lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădularele unei altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânea voastră, să nu dați prilej diavolului. Cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mânele lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu iasă din gura, din gură, și unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să se dea har celor ce laud. aud. Întrebarea mea este, aceste cuvinte ale Scripturii sunt adresate celor necredincioși sau celor credincioși? Care variantă? Prima sau a doua? A doua. Aceste cuvinte sunt adresate oamenilor care s-au împăcat cu Dumnezeu, oamenilor care, spunem noi, sunt pocăiți, oamenilor care s-au întors la Dumnezeu, oamenilor care uh, și-au dedicat viața lui Hristos, oamenilor care poate au și încheiat un legământ cu Domnul prin apa botezului, oamenilor care au fost botezați cu Duhul Sfânt, și observați, astfel de oameni pot ca să ajungă la un moment dat și să aibă unele abateri de la adevărul lui Dumnezeu. Doamne, ferește-ne de aceasta! Dar dacă s-au întâmplat aceste lucruri în viața noastră, atunci și pocăiții trebuie să se pocăiască. Și Doamne, dacă noi trăim astăzi această viață și în viața noastră sunt astfel de lucruri, Doamne ajută-ne să nu dăm prilej diavolului, ci ajută-ne ca să ne pocăim. Amin, biserică? Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Poate spui, nu mi-am schimbat soția, slavă Domnului, nu mi-am schimbat soțul, slavă Domnului, dar am o problemă, poate, mai bârfesc, mai spun minciuni, mai am ură, mai am invidie în viața mea. Și frați și surori, de multe ori ne-am deprins și gândim în felul următor că Dumnezeu trece aceste păcate cu vederea. Dar Sfânta Scriptură spune că noi trebuie să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu ce? cu omul cel nou care este după chipul cui? Este după chipul lui Hristos. Doamne, ajută-ne! Ce să fac ca să nu-mi pară rău la sfârșit de an? Să iau o decizie astăzi, să mă împac cu Dumnezeu dacă nu m-am împăcat. Dar dacă m-am împăcat cu El cu 20, 30, 40 de ani în urmă, să mă mai pocăiesc, căci cred că în viața fiecăruia mai sunt lucruri de care trebuie să ne pocăim. Amin? Amin, biserică. Apoi, al doilea lucru, ce trebuie să fac ca să nu-mi pară rău la sfârșit de an? Să iau hotărârea de a mă încrede în cine? În Dumnezeu. Am o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați luat anumite decizii fără ca să-l întrebați pe Dumnezeu și ați ieșuat, ați dat greș, ați dat o în bară, am dat un gard, cum spunem noi, moldovenii. Este cineva aici? Eu am luat decizii în viața mea de care îmi pare rău. Chiar și după ce l-am cunoscut pe Domnul Isus Hristos. Și decizia mea, hotărârea mea, vorba mea, acțiunea mea a fost cea care a produs dezastru. Atât în viața mea. Și vreau să vă spun că au fost unele lucruri care au afectat și familia mea, și îmi pare rău de lucrul acesta. Dar, ca să nu ne pare rău de lucrul acesta la sfârșit de an, și nu numai la sfârșit de an, ci pe parcursul anului care ne stă în față, este bine ca să luăm hotărârea să ne punem încrederea în Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură, în Proverbe, capitolul 3, versetele 5-8. la 8. Spune: Încredete în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe ce? Pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, temite de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va duce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Atunci când dăm în bar, atunci când dăm în gard, atunci când ieșuăm, de multe ori noi oamenii avem tendința ca să cădem în ce? În depresie. Noi bărbații de multe ori ajungem să venim și să spunem nu sunt bun de nimic. soților, așa spun bărbații dumneavoastră. Am făcut-o iarăși, nu sunt bun de nimic, nimic nu mi se Primește, pe tot ce pun mâna se distruge și așa mai departe. Numai depresie, numai gânduri negative. Nu spun despre toți. Sunt unei care stau tari și merg înainte. Dar lucrul acesta se întâmplă de multe ori cu noi, bărbații, și de multe ori se întâmplă și cu femeile, cu partea frumoasă a omenirii. Dar ca să nu se întâmple lucrul acesta, este bine ca să luăm hotărârea ca să ne încredem în Domnul și atunci versetul 8 va, se va împlini în viața noastră ca să nu fie depresie atunci când îți pui încrederea în Dumnezeu, spune aceasta va duce ce? Sănătate trupului tău și răcorire, adică binecuvântare, te vei simți bine. De multe ori, Dumnezeu a fost cel care m-a învățat cel puțin pe mine un lucru și a trebuit să luăm o decizie. Și eu am învățat un lucru ca să încerc să spun două, trei ori cel mult. Și dacă văd că lucrurile nu se primește, eu sunt persoana care mă dau -o deoparte și spun, ok, faceți cum știți voi. Și aștept, nu aștept ca să mă râd de persoană, dar aștept timpul când știu unde vor duce lucrurile acestea. Și mă încred în Dumnezeu și atunci nu mă zbat pentru părerea mea, îmi pot trăi viața în bucurie și îmi pot trăi viața bucurându-mă de viață. Haideți să vedem câțiva pași pe care ne-i oferă Dumnezeu. Cum să mă încred în Dumnezeu? Să te încrezi în Dumnezeu înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Înseamnă să-ți pui nădejdea în Dumnezeu. Înseamnă să i încredințezi lui orice ce situație din viața ta. Înseamnă să i încrezi lui Dumnezeu orice ce situație din viața ta. Îmi place atât de mult ceea ce Domnul Iisus Hristos spune în una dintre evangheliile sale și El spune, care dintre voi, dacă se îngrijorează, poate să schimbe ceva la înălțimea Lui? Să adauge un cot la înălțimea Lui. Bine, am un metru și 70 și ceva și să presupunem că vreau să am un metru și 90 și încep să mă îngrijorez că nu am un metru și 90 și ajung să fac isterică și citesc informații și fac exerciții și nu se primește nimic. Spuneți-mi, vă rog, toată aburiala asta mă ajută la ceva? Nu, fiindcă eu nu, nu pot să-mi schimb înălțimea mea, nu pot să fac nimic, nu pot să contribui cu nimic pentru a deveni mai înalt. Pot să contribui mai mult ca să devin mai lat? Așa este. Am contribuit cu sărbătorile acestea la lățimea noastră, dar cel puțin eu văd deja nu mă ajunge. Custumul. Trebuie să stai din porție. Nu pot să schimb nimic. Deci, atunci când este o situație în viața ta și nu poți să schimbi nimic, dar nu numai atunci. Trebuie ca să te încrezi în Domnul. Și încrederea în Domnul, uh, uh, dovada încrederii în Domnul este că atunci când începi ceva, cel puțin să încep cu rugăciune. Cel puțin să încep cu rugăciune. O să vă dau un exemplu de încredere în sine, a omului în sine, era un grup de bărbați, de frați, și trebuiau ca să meargă în călătorie. Și în acea călătorie era așa, unul era un șofer profesionist, nu este un banc, este o realitate. Unul era un slujitor în biserică și alt frate era un lider în biserică. Uh, S-au urcat cu toții în mașină, uh, ceva i-au mai discutat între ei și la un moment dat șoferul a spus următoarele lucruri. Haideți să facem rugăciune. Se roagă frații și la un moment dat slujitorul spune, dar acest îndemn ar fi trebuit să-l dau eu. acest îndemn ar fi trebuit să-l dau eu. De ce? Fiindcă fratele care era șofer și era un șofer profesionist putea să spună, uite, conduc de 20 de ani camioane mari, tracore, da? cum spunem noi aici. Am experiență, știu cum să mă comport în situații dificile atunci când conduc. Știu când să frânez la timp, știu cum să cotesc, știu toate. Pot să merg la orice distanță fără să nu mă îngrijorez. De ce? Pentru că am experiență. Dar acest frate cu toată experiența a venit și a spus următoarele, haideți să facem o rugăciune. Iar slujitorul care era în acea mașină a și uitat că trebuie să se roage. Cel care a uitat ca să se roage nu și punea încrederea în Dumnezeu. Cel care avea experiență și știa bine ca să conducă și știa bine cum să reacționeze atunci când cineva staie drumul sau este gheață pe șosea și așa mai departe, a venit și a spus chiar dacă știu toate haideți să ne rugăm că Dumnezeu să ne păzească. Apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l facem este să-l recunoaștem în toate căile noastre, chiar și în cele mai mici, chiar și în cele mai neînsemnate. Cei care suntem mai în vârstă și am trăit în Moldova, ne aducem aminte cum părinții noștri coceau pâine, da? dădeau pâinea la cuptor am auzit că unei chiar și aici în Statele Unite și-au făcut cuptor și practică lucrul acesta uh, vin dintr-o familie de ortodoxi uh, sunt unii cu om care m-am pocăit m-am întors la Dumnezeu dar am observat un lucru că atunci când bunica mea dădea pâinea în cuptor cum spunem noi știți ce făcea ea? cine știe? făcea cruce și atunci eu i-am pus odată întrebarea, dar de ce îi faci cruce? Și spune, ca să meargă punea mai bine. Ca să meargă punea mai bine. Poate oamenii făceau acest lucru așa ca o tradiție, pentru că așa au văzut la părinții lor. Dar putem să vedem lucrul ăsta și dintr-o altă perspectivă. Că oamenii chiar în cele mai mici lucruri, ce? Le încredințau în mâna cui? Lui Dumnezeu. Surorile, cei care astăzi pregătiți un tort mare și frumos, vă rugați pentru el ca Dumnezeu să binecuvânteze mâinile dumneavoastră. Acesta este doar un exemplu. Recunoaște-l în toate căile tale, chiar și în cele care ție ți se par mai ne însemnate, recunoaște în toate căile tale și El îți va netezi cărerile. Știți, una dintre traduceri, dacă nu greșesc, în versetul 6 spune în felul următor, consultă-te cu Domnul. Adică mergi la consultații la Dumnezeu, ceri Lui părerea și El ce va face? Și El îți va netezi cărerile nu te socotești singur înțelept. Eu știu toate. Eu pot toate. Eu sunt cel mai deștept. Ce mă înveți tu? Ce mă înveți tu? Și lucrul asta este specific atât adolescenților, cât este specific și oamenilor cu experiență de viață. Ascultam o predică săptămâna aceasta și mi-a plăcut un gând pe care l-a spus predicatorul și a spus: Noi trăim într-un în timp foarte dificil, când copiii au ajuns să aibă mai multe cunoștințe decât părinții. Și când părinții vin cu un sfat, în anumite domenii, nu în toate domeniile, dar în anumite domenii. Când, când părinții vin cu un sfat, copiii spun: Ce? Lasă că eu știu mai, mai bine nu spune tu cum trebuie să fac. Eu știu mai bine. În astfel de caz, Sfânta Scriptură spune, nu te socoti singur, înțeleg. Bărbații când vin acasă și soția spune, auzi, ar fi bine să faci așa. Taci acolo că eu știu mai, mai bine. Nu este treaba ta. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu te socoti singur, Înțeleg. De ce? Pentru că și Dumnezeu poate vorbi atât prin gura copiilor, cât și prin gura celor maturi. Și de ce trebuie să ne punem încredere în Dumnezeu și să acceptăm că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, dar mai mult de toate să știți că cel mai înțelept este cine? este El, slăvit să fie numele Domnului. Este El, El este înțelepciunea însuși și la El putem căpăta înțelepciune. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu greșesc, la Iacov spune așa, cine, cui îi lipsește ce? Înțelepciunea sociară de la cine? Soceară de la Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi la aceasta. Trei ce să fac ca să nu am remușcări la sfârșit de an sau să nu am păreri de rău la sfârșit de an. Să iau hotărârea de a mă dedica și a sluji numai unui singur stăpân. Matei 6, 24 la 25 spune Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urî pe unul și va iubi pe Celălalt sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Unele traduceri înlocuiesc cuvântul Mamona cu bogățiile. De obicei, noi venim și spunem că nu putem să slujim lui Dumnezeu și bogățiilor, fiindcă bogățiile, de multe ori, în viața oamenilor care trăiesc pe fața acestui pământ devin ce? Un alt Dumnezeu, devin un idol și oamenii ajung ca să se închină nebanelor, să se închine lui Mamona. Frați și surori, vreau să vă spun că și pe lângă Mamona s-ar putea ca mulți dintre noi să aibă fiecare Dumnezeu lui la care să se, să se în Chine. Știți că cel care poate stă la învon și vă predică astăzi ar putea să aibă un Dumnezeu la care să se închine? Știți că și eu ar putea să am un Dumnezeu la care să mă închin? Și știți care poate fi Dumnezeul acesta? Părerea voastră despre predica mea. Eu aș putea să trăiesc și să mă alimentez din aceste păreri Ascultam odată un predicator și el vorbea foarte sincer despre lucrurile acestea. Spunea că și de fiecare dată atunci când predica în biserică, venea cineva după adunare și spunea Good job! A fost o predică bună, a fost un cuvânt bun. Și tortul de pe vișină era cuvintele soției care de obicei se apropia și spunea, soțule, tu astăzi ai fost deosebit. Și omul nostru se hrănea duminică de duminică cu aceste cuvinte. Și dacă la un moment dat nu venea cineva ca să-i spună lucrul acesta, omul nostru se simțea rău. Și aș putea să fiu eu sau or alt care, care stă în fața dumneavoastră și vorbește și povestește omului Dumnezeu că într-o zi, Într-o duminică a predicat și biserica era așa, cam pusomorâtă. Da? Și scotea câte un amin, așa, din gura bisericii, din gura oamenilor, a dat Domnul și s-a sfârșit adunarea, a încheiat predica și marea tragedie. N-a venit nimeni să-i spună, să-i dea un like. Da? N-a venit nimeni să-i spună că a avut o predică bună. Uh, omul uh, a spus, poate oamenii nu sunt în dispoziție, dar cu siguranță că-și vine soția și mă încurajează. Și spune că a venit soția și soția s-a uitat la el și o spune, ei, cum astăzi predica? Și soția știți ce a răspuns? Merge. Merge. Omul nostru a descurajat și a luat familia, a tăcut, n-a spus nimic și a luat familia și a plecat acasă. A plecat acasă, uh, și, după cum este obișnuit în familiile americane, oamenii mai au un prieten, da, o, un membru familiei. Și acesta este cine? Pisica sau cățelul? Uh, a deschis ușa și era obișnuit că atunci când se întoarce acasă și deschide ușa, câinele îi vine la picioarele lui și se gudură. Și când a intrat în casă, îl vede pe câine stând cu botul pe labe și el îi scrie hei. Și câinele întoarce capul. Și a spus omul nostru: "Aceasta a fost cea mai urâtă duminică din viața mea. Dar de ce?" spune: "Eu mă hrăneam din părerile oamenilor. Aveam un Dumnezeu care se numea părerea oamenilor despre, despre mine. Părerea oamenilor despre mine. Putem să avem alt Dumnezeu și nu vreau să-i numesc, fiindcă fiecare dintre noi avem câte un schelet în clazet pe care îl ascundem și pe care îl vizităm de multe ori. Știți ce spune Scriptura? Noi nu putem sluji la doi Dumnezei. Unul trebuie exclus din viața noastră și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Unul poate să aibă banii pe Dumnezeu, altul să aibă mașină, altul un hobby, vânătoarea, pescuitul. Calculatorul, jocul la calculator sunt o sumedenie. Nu vreau să fac o listă. Frați și surori, acești Dumnezei trebuie aruncați din viața noastră afară. Pentru că Scriptura spune că noi suntem chemați ca să fim dedicați și, slu și slujitori doar unui singur stăpân. Ce să fac ca să nu-mi pară rău la sfârșit de an? Să hotărăsc de a mai dedica și a sluji numai unui singur stăpân. Și acest stăpân este cine? Dumnezeu, Domnul nostru, Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Un alt lucru pe care trebuie, sau o altă hotărâre pe care trebuie să o luăm pentru viața noastră este hotărârea de a trăi viața numai după cuvântul lui Dumnezeu. Haideți în anul acesta să luăm decizia în dreptul nostru a fiecăruia ca să ne trăim viața numai după cuvântul lui Dumnezeu. De ce este important lucrul acesta? Spune Scriptura că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și poate spui pui întrebarea, dar cum voi putea să trăiesc numai după cuvântul lui Dumnezeu? Te asigur că atunci când vei începe ca să aplici cuvântul lui Dumnezeu în viața ta personală, Cuvântul acesta are putere ca să te ajute să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul în și medva judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu atunci când se atinge de ființa noastră umană, ea nu atinge doar ce? Doar mintea noastră. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu că își pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul, cuvântul lui Dumnezeu, dacă este luat în serios, dacă este citit, dacă, este, dacă te rogi după cuvântul lui Dumnezeu, dacă te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt are capacitatea de a pătrunde în cele mai taine ce locuri ale ființei umane, sufletul și Duhul nostru. Sufletul și Duhul nostru. Acolo Dumnezeu își are locașul în Duhul nostru. Dacă vreți, cuvântul lui Dumnezeu spune că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este o trinitate și noi de asemenea suntem o trinitate. Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 5 cu 23, se spune că Dumnezeu când vine și sfințește ființa umană, începe cu Duhul Omului, Sufletul Omului și Trupul Omului. Dumnezeu este cel care locuiește în Duhul tău și în Duhul meu. Și El vrea ca să ocupe întreaga ființa noastră. Dar pentru ca lucrul acesta să se realizeze în viața noastră, trebuie ca să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu la viața noastră. Poate uneori ne deranjează faptul că venind la grupul de părtașie, liderul te întreabă, ai mai citit săptămâna aceasta Biblia? ți-ai mai făcut notițe, te-ai mai rugat săptămâna aceasta. Vreau să spun că și lucrul acesta contribui la faptul ca să te apropii de Dumnezeu, ca să rămâi alături de Dumnezeu, ca să trăiești împreună cu Dumnezeu. Și acest lucru n-ar trebui să ne deranjeze. Ar trebui să ne bucurăm atunci când reușim ca zilnic ne-am rugat și am citit cuvântul lui Dumnezeu. De mâine încep grupurile de părtășie. Fă timp să faci parte dintr-un astfel de grup. Și nu numai să vii și să te bucuri de părtășie frățească, dar până a veni și a te bucura de părtășie frățească, bucur-te de părtășie lui Dumnezeu pe care o poți avea prin Cuvântul Lui. Matei 6 cu 33, mă scuzați, 2 Timotei 3 cu 16 spune așa, căci toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Observați, în Biblia dumneavoastră aveți posibilitatea ca să însemnați cuvântul din Sfânta Scriptură. Însemnați, vă rog, cuvântul și de folos să învețe, să mustre, și să dea ce? Înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie destoinec pentru orice faptă și lucrare bună. Ia decizia ca în anul acesta să, trăie, să trăie, trăiești viața după cuvântul lui Dumnezeu. 5. Ce să fac? ca să nu-mi pare rău, să nu am remușcări în timpul anului și la sfârșitul anului. Este hotărăște de a face din Dumnezeu prioritatea vieții tale. Matei 6, 33 la 34 spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprehănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zile, necazul ei. Aceste două versete sunt scoase din contextul în care Domnul Iisus Hristos vorbește cu ucenicii săi și le spune că neamurile sunt cele care se îngrijorează ce vor mânca mâine, cu ce se vor îmbrăca și așa mai departe. Este omenesc ca să te îngrijorezi. Este omenesc. Și de multe ori, atunci când contul nostru ajunge ca să scadă și noi nu avem de lucru, noi ca oameni începem să ne îngrijorăm. Și Biblia nu spune că în aceste cazuri nouă trebuie să ne fie tot una, ca noi să nu ne e, îngrijorăm sau să nu ne facem timp ca să ne căutăm de lucru. Nu, nu, nu. Nu spune Biblia lucrul acesta. Nu spune Biblia lucrul acesta că noi să fim indiferenți. Nu spune Biblia lucrul acesta. Ci ce vrea să spună Biblia? Că atunci când venim și căutăm de lucru sau atunci când avem o problemă de rezolvat, în această problemă să-L includem pe Dumnezeu. Această problemă să o încredințăm Lui Dumnezeu, că această problemă să nu încopleșească viața mea și situația mea. Să știți că sunt oameni care ajung atât de îngrijorați căci nu mai văd nimic în jurul lor. Nu mai văd necazul soției, nu mai văd necazul copiilor, nu mai văd nimic, ei își văd doar ce? Doar problema lor. Și Biblia vine și spune că acest lucru este cum? Este greșit. Spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care știe toate lucrurile, el ne va purta de grijă. Să știți că uneori Dumnezeu ne poartă de grijă, dar nu în felul în care ne gândim noi sau în felul în care vrem noi nu în felul în care gândim noi sau în felul în care vrem noi. Sunt de multe ori probleme și noi ne rugăm Domnului și uneori gândim și uneori o spunem în vorbe. Doamne, dacă vei rezolva problema mea, să o rezolvi în felul următor. Da? Să trimiți pe cutare și așa mai departe ca să se rezolve problema mea. Acest lucru nu înseamnă încredere în Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că noi suntem cei care căutăm să controlăm toate lucrurile. Atunci când te încrezi în Dumnezeu, atunci te încrezi în Dumnezeu. Atunci când îl pui pe Dumnezeu ca prioritate a vieții tale, să știi un lucru, că și Dumnezeu este cel care îți va purta de grijă. Dumnezeu este cel care îți va purta de grijă. Și dacă ești într-o situație dificilă a vieții, nu sunt un om de afaceri, dar sunt cu siguranță, știu un lucru: că Dumnezeu are căi ca să-ți dea binecuvântare, ca să se rezolve problema din afacerele tale. Dumnezeu îți poate deschide o ușă închizându-ți trei înaintea ta. Și Dumnezeu îți poate da izbândă și îți poate da binecuvântare. Au fost momente în viața mea de activitate, atât pe plan spiritual, cât și pe plan profesional. Am lucrat în domeniul electrocomunicațiilor și când a fost vorba că nu lucrează telefonul, a fost foarte simplu. Da? Nu lucrează telefonul, sunt câteva probleme care pot contribui la faptul ca el să nu lucreze. Dar au venit timpul când tehnologiile au avansat. Și astăzi fiecare dintre dumneavoastră aveți televiziune prin internet. Vreau să... poate nu aveți. Unei aveți, unei nu aveți. Nu vreau să spun că e bun sau rău. Dar atunci când începi ca să deservești un canal de televiziune prin internet, vreau să vă spun că și acolo lucrurile sunt mult mai complicate decât atunci când nu lucrează un telefon fix. Și uneori ajungeam la momentul când nu mai știam ce trebuie să fac. Și îl lasam pe a doua zi, veneam acasă, și toți stăteam cu îngrijorare. Cum o să rezolv problema aceasta? Mâine, parcă am făcut totul ceea ce știam. Parcă uh, uh, am uh, întrebat și pe unul și pe altul. Uh, vă spun sincer că în acele momente eram foarte disperat și foarte îngrijorat, dar Dumnezeu de multe ori, nu totdeauna, dar de multe ori îmi aducea aminte aceste două versete. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprehănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Venem acasă și începeam să mă rog. Și am învățat un lucru, că atunci când mă rog să atrag atenție la gândurile care îmi vin în minte și chiar uneori să mi le scriu și de multe ori îmi venea gândul, uite asta trebuie să fac. Îmi scriam și mergeam a doua zi și încercam ca să fac. Și vreau să vă spun că au fost Gânduri când au fost de la mine, dar au fost gânduri când au fost din partea lui Dumnezeu. Și atunci am reușit, atunci am văzut cum Dumnezeu îmi dă izbândă. Hotărăște să faci prioritate din Dumnezeu pentru viața ta, fiindcă fără El, noi, spune Scriptura, suntem ce? Nimic. Fără El, noi suntem nimic. În încheiere, am vorbit mult, dar vreau să închei cu cuvintele Sfintelor Scripturi, care spun așa, oriunde se muncește, este câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă frați și surori, în primul rând îmi spun acesta lucru mie. Dacă plecând din casa Domnului astăzi eu rămân numai cu vorba, atunci în viața mea, în anul care îmi stă în față, va fi ce? Lip să. Dar dacă voi munci la ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit în această dimineață. Va fi ce câștig, va fi rezultat, va fi biruință, va fi binecuvântare, va fi claritate. Și pentru aceasta să spunem cu toții, slavă Domnului, Doamne, ajută-ne ca să nu stăm indiferenți. Ajută-ne ca să nu fim leneși, ajută-ne ca să nu stăm cu mâinile noastre, cum? Încrucișate. Vă aduceți aminte de proverbul nostru moldovenesc. Așteaptă ce? Pară mălăiață în gura lui, nătăfleață. Doamne, păzește-ne de aceasta. Ajută-ne să fim oameni care să nu vorbim doar, ci să fim oameni care și să muncim. Scriptura spune cu vorba unit și fapta. Cu vorba unit și fapta. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vă invit ca să vă ridicați înaintea Domnului și haideți să-l rugăm pe El ca anul acesta care ne stă în față să fie un an mai bun decât cel care a trecut și nu numai pe plan material, ci pe plan spiritual. Și balanța experiențelor cu Dumnezeu din anul care ne stă în față să depășească balanța binecuvântărilor materiale, să fie cele materiale din belșug, dar celor spirituale să întreacă, da să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne ajute să trăim în conformitate cu cuvântul și cu adevărul Său.